Vă salut, dragi apicultori! Suntem în 19 septembrie 2024. Este seară. Cred că este ora 20. Am venit de la Albine și am început să îmi pregătesc niște rame pentru primăvară. Rame de 1x1 mai exact. Aici, în filmulețele precedent de v-am arătat că m-am apucat să-mi fac caturi pentru stupi. Aici am pregătit caturile. Am undeva la, cred că la 60 de caturi aici. Mai am undele în lucru. Cred că se văd și acolo în spate. Cam așa mi-a ieșit mie. Aici am pregătit mânerele. Le-am pus deja. În partea aceasta sunt ultimele caturi făcute, dar mânerile încă nu mi-au venit. Nu știu cum se vede în filmare, e întuneric. Aici, culoarea aceasta am primit-o. Este vopsea chiober pe bază de apă. Este o culoare, să zic așa, care nu este indicată în apicultură, pentru că noi știm ce culori disting albinele, dar pentru caturi, dacă tot am primit-o gratis, m-am gândit să o folosesc pe caturile respective. Și nu știu, o să mă gândesc, poate o să-i dau o altă mână de vopsea cu altă culoare, în limita în care timpul îmi permite. Dacă nu, o să o luați așa și culoarea caturilor o să le pun printre alte caturi pe care deja le am. Filmulețul de astăzi pe care vreau să-l postez este despre cum fac eu ramele de la A la Z. De ce am vorbit despre caturile respective? Pentru că în filmulețele precedente am avut unele întrebări de unde îmi procur ramele de 1x2 redus. Sunt foarte greu de procurat. Pe internet se găsesc, dar mi-e frică să nu fie aceeași cotă, pentru că noi știm că tâmplarii au cote diferite. Și atunci la magazinul apicultorului, de la mine de aici din zonă, magazinul apicol, de fapt, nu magazinul apicultorului, la magazinul apicol am vorbit acolo și mi-am comandat 1000 de rame, deci fiind o cantitate mai mare, să îmi fac această cotă specială pentru mine de 146 de milimetri. Și în așteptarea ramelor mi-am luat alte rame de 1x1 pentru că o să-mi trebuiască în primăvară și vreau să vă arăt și dumneavoastră cum procedez să le asamblez. De la capsarea lor la asamblare și așa mai departe. Pe această cale aș vrea să mulțumesc, n-am spus-o până acum public, pe această cale aș vrea să mulțumesc grupului Eu, Tu și Albina, membru din care și eu fac parte, și în special mentorului meu în apicultură, Valerica Cuchiunea. Ia, Vali, vă salut pe această cale. Aș vrea să spun un lucru, când am început apicultura, nu am foarte mulți ani de când practic pasiunea aceasta a albinelor. În primul an am fost îndrumat de un apicultor mai în vârstă, de aici de la mine din zonă, și întâmplarea a fost că am avut și puține albine, familie de albine, dar problema a fost în felul următor. În primăvară, la pomii fructiferi, am pus caturile pe familiile de albine, la fel configurația pe care o am și acum, de 12 rame, cu cade 1x2,
caturile respective le-am pus pe stupi la începutul lunii aprilie, ceva de genul, când am furit pomii fructiferi și așa le-am dat jos în toamnă. Nu s-a întâmplat nimic, albinele nu au construit ramele din caturi, deci a fost un an pentru mine în care mi-a venit să renunț la apicultură. Atunci l-am cunoscut pe Nea Valerică Chiuvânea și din anii următori am început să am producții sau rezultate, să zic așa, în apicultură și de aceea vroiam să îl menționez în acest filmuleț și să îi prezint toată recunoștința mea, aprecierea, pentru că în anul acesta eu totuși lucrez la caturi, mai îmi trebuie caturi pe stupi, deci nu am pus doar un cat primăvara și așa la toamna, ci de acum îmi trebuie 5, 6, 7 caturi pe stup. În zona mea nu este rapiță, nu este floarea soarelui, este o zonă în care am pom fructiferi, o zonă foarte bună în polen, o zonă bună în salcâm, dar și o zonă bună în ceea ce privește teiul. Cantitățile nu are rost să le spun de miere pe care le-am obținut anul acesta, se văd în filmulețele anterioare, dar ca să nu mai mă lungesc și să spun lucrurile acestea, motivul prin care fac acest filmuleț este să arăt și celor care sunt la început cum fac eu ramele. În trecut, să zic așa, mi-a fost foarte greu și mie când am început cu ramele, dar acum merg foarte repede în ceea ce privește stilul acesta de lucru. Vreau să prezint aici. Ne-am pus un pic în ordine, un fel de stații sau etape de lucru. Aici am ramele pe care le-am primit de la Tâmplar. Aici am pus o parte, sunt rame de 1x1. Aici am făcut un mic banc de lucru, este format dintr-un scaun. Aici am un dispozitiv de capsat și aș vrea să vă prezint cum încep cu ramele. Se găsește în comerț, nu e foarte greu de cumpărat. Eu folosesc 5 capse, capse din acestea. Aici, la capsarea ramelor, la dispozitivul respectiv, am improvizat eu un lemn, nu e mare lucru, un lemn prin două șuruburi care intră în acest dispozitiv, pentru că noi în momentul în care capsăm ramele și nu există acest lucru, mie mi-a fost greu la început și vreau să vă spun că la început, când am plecat singur la drum în apicultură, n-am avut acest dispozitiv și am început să dau cu bor mașina găuri în fiecare ramă din aceasta, apoi luam patentul, puneam capsele, deci era un lucru anevoios, foarte greu. Apoi am notat acest dispozitiv, după ce l-am cumpărat, nu mi-a convenit, mă refer la apicultori începători. În momentul în care noi punem speteaza, aici, speteaza putem pune mai în față sau mai în spate. Prin lemnul acesta, speteaza rămâne la distanța dorită, pe care eu o vreau, și atunci capsele intră la aceeași distanță și în partea de sus, dar și în partea de jos. Cam așa funcționează.
Deci am pus capsele. Mie îmi este un pic mai greu aici pentru că am copii, am doi copii care mă ajută și lor le face plăcere să bage capse. Dar de unul singur, na, poate să fie un pic mai greu. Așa sunt capsele. La mine sunt calculate în partea aceasta în funcție de cupătura, să zic, sau tăietura de sus a ramei în care bag foița, să îmi pice perfect. Haideți să mai încerc una. Deci ăsta e primul proces al ramelor. Capsarea lor. Aici vedeți, intră perfect pe ramă. Deci nu merge mai în stânga sau mai în dreapta, vine perfect unde vreau eu. Aici este o decupătură. Sunt două șuruburi, cred că sunt de beton, dacă nu mă înșel. Aici au cap normal cu filet și în partea cealaltă am găurit eu și le-am băgat forțat în dispozitivul acesta de aluminiu. Aici am făcut cu freza o decupătură prin care culisează partea de jos. Așa sunt capsate. Să nu lungim filmarea. Vreau să vă arăt cum le asamblez. Aici am un dispozitiv de asamblare. Este cumpărator de la magazinul apicol. Aici îmi pun ramele. Merg rame de 1 pe 1, rame de 1 pe 2. Partea aceasta capselor o să vină în partea exterioară. El este format din două tije din acestea. Sunt prinse aici cu un elastic. Filmează un pic aici, rog. Pentru a ține ramele fixe. Eu le pun aici la un capăt. În partea opusă mai pun o ramă să-mi distanțeze toată porțiunea. Și atunci este foarte simplu, doar le pun în acest dispozitiv. La fel, repet, cum am când puneam capsele cu bord mașina, după acel procedeu încercam să le fac la mână și atunci rama, dacă foloseam moment și vă explic imediat, nu avea un unghi de 90 de grade aici unde sunt bine, ieșea ori încolo, ori încolo și atunci când o băgam în stupi îmi prindea ori din partea aceasta, ori dincolo, deci nu era cum trebuie. Cu acest dispozitiv merge foarte repede, eu nu le fac reclamă, doar vreau să arăt și altora care sunt la început de drum că aparatele acestea, ustensilele respective, sunt de mare ajutor și ușurează foarte mult munca. Dispozitivul este de 20 de grame. Deci face odată 20 de rame.
Bun, următorul pas care îl fac eu, la fel, moment de 3. Aici o să pun câte un pic. Sper să nu iasă filmarea foarte lungă, dar mă străduiesc cât mai repede să lucrez. Bun, trecem pe partea cealaltă. Cătezele inferioare, o să le pun aici jos. Aici le asamblez așa. Încerc să mă grăbesc să nu fie filmarea foarte lungă, dar nu vreau să pun nici pauză, pentru ca să fie de la A la Z. Intră un pic mai greu aici, mai forțat. Ramele sunt de tei, sunt foarte calitative. Eu mă grăbesc un pic ca să nu lungesc filmarea. Apoi folosesc metelul de aici. Am un compresor, un pistol pneumatic, cap se folosesc din acestea.
o înălțime de 25 de mm, lățime de 5,7 mm. Așa arată. Hai să punem aici. Merg în partea inferioară, o singură capsă. Apoi pe partea cealaltă. Zgomot. După aceea întorc ramele în partea inversă. La fel punem moment. Apoi urmează petezele superioare.
aici pe partea laterală avem un reglaj cu un șurub în care să strângă foarte bine ramele. Deci văd că la mine aici a rămas un pic strâns de la ultimele rame, cele mici. Și ca să nu intre greu, îl deschid un pic și apoi îl strâng înapoi. La fel, în partea de sus, folosesc capse, câte două. Facem acestea, aceste contri în care țin ramele strâns. Iasă 20 odată, slăbim ramele dintr-o parte și tești din alta. Așa ies ramele, au și șanțul acesta pentru oița de care vă spuneam și ei sunt calculate, găurile sunt un pic într-o parte, nu sunt chiar pe mijlocul acestui șanț, pentru că aici va veni foița direct în șanț și atunci va merge exact pe mijlocul ramei. Pentru siguranță la rame, pe lângă cele două capse de sus, mai dau o capsă și lateral. O să fac decât rama aceasta ca să nu lungesc filmarea. Așa iasă. Într-o parte și în cealaltă. Bun. Și apoi urmează unde le asamblez. Am făcut decât o ramă, ca să nu vă plictisesc. Înainte de a pune rama aici, eu îi bat două cuișoare, o să mă întorc la fel acolo. O să dau dispozitivul jos de capsat. Eu când lucrez ramele le fac în serie, de exemplu
cum vă spuneam, cele care o să-mi vină de unul pe doi, lucrez odată o serie de 1000 sau 100, nu lucrez doar câteva. Aici am cuișoare, sunt la fel cuișoare de la magazinul Apicul, pentru rame, anume. Nu știu cât au grosimea sau lungimea. Bun. Dispozitivul de însărmat este așa. Are 4 role aici, are niște arcuri în partea respectivă, de ei se lungește cât ne permite rama, cât vrem noi. Dar cred că știți majoritatea dintre dumneavoastră, aici avem o tijă care strânge efectiv rama. Vedeți, o curbează foarte puțin. Aici avem sârma și mie cam așa îmi merge. Deci nu durează foarte mult la însărmat. Rolele respective, din punctul meu de vedere, sunt mai mult pentru a merge sârma, pentru că atunci când întindem sârma, arcurile acestea nu o să sară în ordinea care trebuie. Eu am încercat să întind arcurile, să le schimb între ele, nu cred că merge acest dispozitiv să sară pe rând. Vă arăt imediat despre ce e vorba. Uitați, deja acolo a sărit. Aici las un pic sârmă mai lungă, o dau de 3-4 ori după cuișor, da? Apoi întindem. Eliberez cu mâna stângă prima sârmă, apoi de aici, acolo a sări singură, și apoi din partea cealaltă. Apoi le întind așa. Dau iarăși de 3-4 ori de pe acest cuișor, cu un clește mic, tai sârmă. Eliberez rama și vedeți cum o întinde. Hai să termin rama. Mai încolo e întuneric, acolo am un chituc de lemn, un butuc de lemn în care o să iau după aia ramele și bag cuișoarele respective. După care sârma o rup așa cu mâna. Fără a rămâne, nu o tai cu cleștele, pentru că după aia rămân colțurile sârmii și ne putem accidenta la degete când ne manevrăm. Deci rămâne perfect. La început le întindeam cu patentul. Puneam dintr-o parte, în alta, mergea foarte, foarte greu. Da, cu acest dispozitiv merg foarte repede. Am o randalină din aceasta. În momentul în care pun foițele pe rame, atunci folosesc randalina, acum nu. De exemplu, primăvară, dacă îmi trebuie rame, atunci fac o randalina, ies șanțurile acestea, o să dau aici sus foarte puțin, se vede cum iasă. Întinde sârma un pic mai mult, dar aici trebuie mare atenție când întindem sârma să nu curbăm rama, pentru că noi o putem strânge cât vrem. Sârmă, de asemenea, filmează-te rog aici, folosesc doar sârmă de 0,5 mm, nu mai subțire. Am avut și sârmă mai subțire, dar se întinde foarte mult. Asta este o sârmă foarte, foarte tare.
Cam asta am vrut să vă arăt. Sper că nu m-am lungit mult cu filmarea. Repet, interesul meu de a face aceste filmulețe este să nu se chinuie și alții la început cum am chinuit eu. A fost foarte greu până am descoperit aceste ustensile. Bineînțeles, nu sunt foarte ieftine, dar eu știu că n-ai 2-3 stupi, poți să lucrezi și fără ele, se poate. Întinde manual cu un patent, capsele la fel se pot băga cu burmașina, dar când ai mai mult stup, când ai 100, nu mai poți să faci lucrurile acestea pentru că te epuizează, nu poți să le faci. Vă doresc multă sănătate tuturor și dacă am inspirat pe cineva, mă bucur. Sănătate și Doamne ajută!